Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții importante. Invitatul nostru din această seară este domnul Marian Lupu, președintele Curții de Conturi. Domnul Lupu, bună seara și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara, bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație. Domnul președinte, ce mai faceți dumneavoastră? Dar întrebarea vine pe fondul faptului că de la un timp încoace nu prea vă vedem la micile ecrane. Probabil cu asta voi începe. Pentru că suntem siguri că aveți ce ne spune. Funcția de membru a Curții de Conturi, în cazul dat vorbim de funcția de președinte a Curții de Conturi, este una mai specifică și cu certitudine este o mare diferență dintre activitatea politică pe care am practicat-o, am îmbrățișat-o anterior, și ea presupune, prin definiție, multă prezență cam peste tot, versus funcția de președinte a Curții de Conturi. Activitatea acestei instituții cere calm, concentrare și o dedicație pentru asigurarea calității activității acestei instituții, fiindcă avem încă mult de lucrat la acest subiect, cu toate că, trebuie să recunosc, predecesorii mei au investit mult în această direcție. Asta nu înseamnă că, cu o anumită periodicitate, în mod evident, că reprezentanții Curții de Conturi trebuie să se înfățișeze în fața cetățenilor Republicii Moldova, fiindcă în ultima instanță este o instituție care nu lucrează pentru partide, nu lucrează pentru instituții, în ultima instanță este o organizație care lucrează pentru moldoveni, pentru cetățenii țării. Vă mulțumim frumos, bine, în această seară vom tinde a nu discuta în desfășurări zona meteo din jurul partidelor care astăzi fac jocul într-o așa aprecia o majoritate parlamentară sau mențin zona existențială, dar cred că expuneri mai și generaliste vom permite a aduce, preponderent pe lângă subiectele pe care și noi le-am pregătit, dar revenind la perioada în care ați fost investit dumneavoastră în funcția de președinte a Curții de Conturi, îndată după acea perioadă, prin interviurile pe care le-ați oferit anumitor portaluri, comunicați că ați ales să faci această schimbare, nu grăbit de cineva și nu de o zi, dar acest gând era mai și de mult deja dospit, și comunicați că ați ales-o pentru că asta v-ar permite și în primul rând să acționați fără presiuni și să fiți independent din punctul de vedere acțiunilor. Astăzi putem vorbi despre această independență începând de la instituția pe care o reprezentați și o conduceți? Întâi de toate ar trebui să încep cu a spune că reiterez aceleași motive, aceeași motivație, fiindcă altele nu au fost și nu sunt. Fiind în activitate politică de peste 15 ani de zile, simți că e nevoie la un anumit moment dat să mai schimbi ceva. Altminteri, dacă nu admiți și nu asiguri anumite schimbări importante, calitative, în viața ta și în activitatea profesională, apar anumite riscuri. Riscuri de rigiditate, riscuri de mari deprinderi, pierderi din dinamică și, cel mai important, pierderi dintr-o dezvoltare intelectuală, profesională, dar și ca personalitate, ca orice personalitate, oricare persoană din societatea noastră. Acum, da, unul din aceste motive a fost caracterul și statutul acestei organizații, care are, cum să vă zic eu, o dependență foarte mică, doar la poziția de numire. Și mă refer aici nu doar la președintele Curții de Conturi, dar la întreaga componență a Curții. În rest, legea care a fost adoptată în decembrie 2017 oferă, prin definiție, și să știți cum este întâmplător acest lucru, o autonomie și o independență absolută, atât de legislativ cât și de executiv. E și normal acest lucru, fiindcă un sistem democratic, și mă refer aici nu doar la aspectele politice sau sociale, un sistem democratic în gestiunea financiară, în gestiunea economică, în funcționarea statului, se bazează mereu pe un sistem de balanțe și contraechilibre la nivelul instituțiilor statului. Mecanismul este format astfel încât diferite instituții să se contraechilibreze, să aibă o verificare reciprocă, astfel încât să fie asigurat sensul profund al acestui sistem, deci o eficiență în administrarea economică, administrarea financiară, și aici vorbim de finanțele publice, deci banii din buget la care contribuie fiecare moldovean, fiecare cetățean al țării noastre.
Și pe această cale să se asigure un proces obiectiv de examinare, de verificare și de control. Nu este cazul excepțional a Curții de Conturi în Republica Moldova. Acest statut este unul inerent tuturor curților de conturi în toate țările care edifică state democratice cu un spirit democratic. Nu mă refer doar la noțiunea mai îngustă de regim democratic. Păi la mecanica de funcțiune a instituției, în parcursul emisiunii, desigur că ne vom opri și vom desfășura. Am să mai păstrez discuția asta din începutul emisiunii în jurul motivației dumneavoastră, cu care ați și pornit. Știți cum spunea Einstein despre ce înseamnă întunericul? Da? Adică lipsa luminii, de fapt, și-ar fi întunericul. Vorbind despre independență în acțiuni, gândire, ceea ce a hrănit și a acumulat motivația dumneavoastră, ne dăm seama că este alimentată și o zonă gri, care v-a adus într-o a trece pe această dimensiune, pe fondul unei zone deja oarecum acumulate în parcursul dumneavoastră politic. Presiuni și independență în expuneri au survenit doar pe fondul activității dumneavoastră politice asociate Partidului Democrat? Admit că într-o discuție, atunci când părțile încearcă să ia un echilibru, să fie și un asemenea argument pe care l-ați evocat dumneavoastră. Da. Și doar este că, un argument nu nou sub soare, dar deja sigur e expus. Doar că același lucru ca și paharul meu. E două treime plin sau o treime așa gol. Este exact aceeași manieră și aceeași abordare. Când am vorbit de faptul că țin foarte mult la independență, independența de gândire, neadmiterea în continuare a unor, sau din nou, nu atât în continuare, cât să survină o situație în care să nu ai această independență de gândire și de acțiune. Curtea de Conturi este o continuitate și acest principiu este o continuitate a tot ceea ce am avut ca și mediu de activitate până în prezent. Ca să vorbesc în termeni mult mai simple. Dacă nu greșesc, am putea să spunem că am avut structuri ierarhice superioare cu subordonare directă și administrativă cam până în 2004. Fiind ministrul economiei. Până atunci, la toate nivelurile, șef de secție, șef de direcție, director de departament, dar chiar și ministru. Fiindcă potrivit legii, ai o subordonare ierarhică către o structură suspusă. Din 2005, lucrurile s-au schimbat. Fiindcă intrând pe zona activității politice și în funcție de președinte a Parlamentului, bine, nu poți spune că activezi în vid. Nu poți spune că activezi în haos și în anarhie. Sunt mereu mecanisme de coordonări, discuții, e și absolut firesc acest lucru. Însă, de atunci, a dispărut noțiunea de structură ierarhică superioară. Și atunci, hai să ne imaginăm, din 2005 până în 2019, iată că 14 ani, aproape 15, vrei să nu vrei, volens nolens. Dar te formezi, precum ziceam, ca mod de gândire și ca mod de acțiune. Hai să ne imaginăm, odată ce s-a simțit nevoia unei schimbări. Da, e firesc. Cineva din psihologi de mult spunea din clasici că odată la 7-8 ani de zile omul trebuie să-și schimbe ceva serios în viață, fiindcă, precum spuneam, devine rigid și este mult mai greu să meargă în pas cu viața și își pierde din capacitățile de flexibilitate și de capacitățile de adaptare. Fiindcă lumea se schimbă și condițiile se schimbă. Dar doi la mână era important unde, cum. Eu, sincer să vă zic, atunci când m-a adoptat această decizie de a schimba genul de activitate, în vara anului trecut, sfârșit de vară, început de toamnă, eu nu știam încă cum și unde voi continua. E și din nou normal, fiindcă trebuie să intervină punctul A, după care, dacă te-ai hotărât și asta ți este decizia, mai departe te uiți ce faci în continuare.
Păi iată că situația, poate și în mod bizar, întâmplător, doar pe motivul că fostul președinte a Curții de Conturi a decis și domnia sa să-și schimbe domeniul de activitate. Pe acest motiv a fost anunțat concursul și mi-a tras atenția. Aici, în premieră, fără a intra în multe detalii, pot să zic că eu examinam mai multe opțiuni, inclusiv și opțiunea de colaborare de pe platforma, spre exemplu, a unui NGO, cu colegii mei și foștii parteneri din Parlamentul European, din statele membre a Uniunii Europene, care erau disponibili să pornim proiecte comune la un șir de subiecte, din punctul meu de vedere important pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană. Genul, subiectele, națiunea civică moldovenească, națiunea unui stat. Au fost porniri în acest sens de diferite alte NGO-uri, spre exemplu IPRI la timpul său. Un început foarte bun, însă tema este mult prea complexă și complicată și cere o atenție și o dezvoltare. Dar, din toate opțiunile, iată că asta mi-a fost alegerea și, într-un fel, i-a asigurat, după 14 ani, a asigurat o continuitate în aceeași libertate de acțiune. Și atunci și-a alimentat acea poziție comunicată de pe portalurile de știri, de către comentatorii politici, că noua poziție a dumneavoastră a fost una lobată, sprijinită și promovată de către Partidul Democrat. Fiind atâția ani în activitate politică, lucrul ăsta mi-a permis foarte bine să studiez, să înțeleg, să simt geneza, nu doar a actorilor politici, dar a tot ce este ca și infrastructură în societatea noastră, inclusiv comentatori politici, inclusiv experți, inclusiv mass media. Da, la ziua de astăzi, domnule Lupu, în ce relații de comunicare sunteți cu Partidul Democrat? Potrivit legii, am avut la dispoziție o lună de zile din data de 7 februarie pentru a fi lichidată sau eliminată această contradicție. Dacă nu greșesc eu, a fost încă până la 1 martie. Această contradicție sau neconcordanță a și fost lichidată în termenii legali. Deci am fost obligat și am făcut acest lucru. Mi-am suspendat calitatea de membru de partid. Această suspendare vine în mod automat, pentru ea nu se cer discuții și decizii la nivel de partid. Din momentul când vom ajunge în perioada XYZ, când această contradicție nu va mai fi prezentă, în mod evident că poate fi restabilită și cu certitudine va fi restabilită. De aici pornesc și tot ce ține de pachetul de relații cu partidul. Haideți să distingem două lucruri. La nivel de comunicare, conlucrare, coordonare cu partidul, ca și formațiune, conducerea ei, pot să spun că până în prezent, în general, nu am avut nici măcar discuții telefonice și țin foarte mult la acest lucru. El ar compromite această independență a Curții de Conturi, la care țin foarte mult. Doi la mână, sunt mai mulți colegi din teritoriu, deci la nivel pur uman, ar fi fost o aberație să întrerupem discuții, comunicare, ce mai faci, cum viața. Aici noi vorbim de relații interumane. Ele s-au stabilit relații cu foarte mulți, nu neapărat doar din Partidul Democrat. Deci, trag o linie și vreau să fac ca toată lumea să înțeleagă tot ce ține de activitate instituțională și comunicare instituțională. Curtea de Conturi este obligată să comunice cu toți, dar pe platformă. Platforma Parlamentului. O abordare, comisii, radicală și nu este o abordare deja pe înțelesul tuturor. Este o abordare foarte simplă și vine potrivit prevederilor legislației. Bun. Revenind iarăși la poziția dumneavoastră, în parcursul dezvoltării, trimitere făcând la începutul discuției. Neparticiparea dumneavoastră în alegerile din 24 februarie a fost tot rezultatul opțiunii personale sau a fost o decizie a structurii pe care încuși o reprezentați, adică a Partidului Democrat? Vreau să vă zic că în momentul în care am adoptat această decizie, aveam emoții și vroiam tare mult ca venind cu ea
la colegii mei de partid să nu fie un înțeles greșit și să nu se iște neînțelegeri și cum să vă zic eu, conflicte în acest sens. Aici găsiți și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Și mai alimentez cu o precizare la întrebare. În perioada încă de anunțarea listelor, comunicați undeva că așteptăm să și vedem decizia comună a colegilor, adică în partid. Este absolut firesc acest lucru. Nu poate fi considerat... Bun, spun așa. Fiecare de noi își are viziunea sa ce și cum trebuie să fie un partid. Mi-am avut-o și mi-am și eu. Nu sunt un drept să comentez sau să dau exemple concrete pe cazuri concrete, partide concrete. Dar există lucruri care se petrec la nivel personal, lucruri care se discută în interiorul partidului și devin publice, se anunță atunci când le vine timpul și în forma în care ele trebuie să vină. La ce mă refer? E din nou un șir foarte logic de evenimente. Fiecare om gândește, decide pentru el, pasul întâi. Ce? În cazul dat vorbesc implicit de situația la care vă referiți. Pasul 2. Nu să ai la presă să te dai cu declarații tare. Why for? Pentru ce? Care e sensul? Care e logica? Nu văd. Poate alții văd. Eu cel puțin nu. Fiindcă un partid este o echipă. Orice pas care îl faci, orice decizie, ții cont de interesul tău, cum am făcut și eu. Dar categoric nu poți să ignori și nu poți să dai cu piciorul în colegii. Pe mulți dintre ei i-ai adus. Ai lucrat împreună. Când ai trecut prin multe și grele și ușoare și urâte și frumoase, deci multe încercări. Și atunci este firesc să te gândești la oameni pe care i-ai condus aproape 8 ani de zile. Faza a doua, s-a discutat, se pune punctul, se aranjează toate lucrurile pe interior și chiar dacă, cum s-a întâmplat și în cazul nostru, că pe interior deciziile au fost adoptate anterior, cu mai multă vreme, înainte de ședința oficială a Consiliului Național. Dar de anunțat, se anunță după. Combinarea, interesul personal, interesul, cum să vă zic, personal în sensul bun al cuvântului, individual și totodată obligațiunea, dar și bunul simț până la urmă urmei, cu cei cu care ai lucrat, fiindcă lucrurile astea nu trebuie să dispară. Și deci reveniți ulterior în politică sau ați tras linie și încă și un punct articulat? Prematur. Lăsați. Haideți pentru un moment, prematur, fiindcă am zis-o anterior, nu-mi rămâne să repet și de această dată. Nu sunt pe faza să fac o concluzie finală, definitivă, da sau ba. Și atunci aspirațiile politice în jurul căror dimensiuni ar tinde a fi orientate? Din nou, având acel cadru pe care mi-l prescrie legea, ca și ideologie, eu rămân exact pe aceleași valori, aceleași principii și aceleași ideologie și viziuni, fiindcă practic este una și aceeași, pe care le-am avut și anterior. Poate spre deosebire de alții care consideră acest lucru mai puțin principial și atunci își permit să meargă pe un diapazon foarte larg, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, cu toate nuanțele. Eu cel puțin, și nu zic că este un lucru pozitiv sau negativ, este o simplă constatație. Constat că există această stabilitate determinată de mulți ani în urmă, iar rămâne neschimbat. Bun. Eu am să revin la independența instituției pe care dumneavoastră o conduceți, Curtea de Conturi. Zilele trecute urmăream un material video în care și-a dus prestația domnul Serafim Urecheanu și dânsul comunica implicarea unor actori politici în a-l scoate în jumate de oră din funcția pe care a și deținut-o dumnealui în perioada de ani, cu implicarea, de fapt a dat dânsul nume, pot să fac și trimitere la portal și la discuție, la implicarea domnului Ghimpu pe fondul unor mesaje care au fost aduse public și nu au corespuns anumitor formate, da? Sau legi pe intern. Iată cum se admit în anumite instituții atât de independente implicarea și schimbarea modului de organizare într-o clipită. Serafim Alexandrovici are acum un nivel de o marjă de flexibilitate și de libertate și nu are niciun fel de constrângere legală în comparație cu poziția mea. Adică, domnia sa, ieșind din această funcție,
A revenit, practic, în spațiu public și aici poți să spui absolut toată, cum să vă zic eu, toată argumentația, tot bagajul, inclusiv și toată fantezia. Deci nu ai constrângeri. De asta, eu o să răspund la întrebarea noastră și nu o să evit. Prima. Trebuie de văzut foarte concret. Eu n-am urmărit această emisiune. Ca să vă zic la ce etapă concretă s-a referit stimatul domnul Rechean, fost președinte și fost coleg în trecut în Parlament. Într-adevăr, am avut o colaborare timp de ani de zile. Dar mereu diavolul se ascunde în detalii. Este vorba de aceste tentative de a schimba timp de jumătate de oră, precum spunea domnia sa, la expirarea mandatului, fiindcă mandatul președintele Parlamentului și membrii Curții de Conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat strict determinat. 5 ani de zile. Nu a fost pe finalul mandatului. Deci dacă finalul mandatului e o situație. Dacă termenul de 5 ani a expirat, atunci cum să vă zic eu? Nu putem categoric vorbi de interferențe și implicări în independența Curții de Conturi, fiindcă odată cu expirarea mandatului și a domniei sale, dar și a mele pentru viitor, peste 5 ani. Bine, pentru ani, că nu a fost această zonă, nici nu ne oprim la ea. Eu, de exemplu, nu știu. A fost oare această zonă sau nu? Eu știu foarte bine că colegul, când domnul a intrat în funcție? În 2011. Da. Când a plecat? 2016, dacă nu greșesc. Corect, iulie 2016. Păi iată, dacă este să vorbim, nefăcând referință la emisiunea în cauză, dar la realități, deci ex-președintele domnul Muntila a fost numit de Parlament în iulie 2016, ceea ce înseamnă strict la expirarea mandatului de 5 ani de zile. Aici nu mai putem vorbi despre faptul că Parlamentul se implică sau nu, fiindcă, prin definiție, Parlamentul este cel care, odată cu expirarea mandatului a unui președinte a Curții de Conturi sau a oricărui membru a Curții de Conturi, nu care drept, este obligat ori să-i reconfirme prin concurs potrivit tuturor rigorilor legii, să-i dea al doilea mandat, ori să numească o altă persoană. Deci eu pur și simplu joc pe această coincidență de vreme. Dacă domnul Muntila era să fie ales în 2015, oricând, până la expirarea mandatului respectiv, atunci mai era încă temă de discuție. Mai mult ca atât, actualmente, mergem în continuare, situația a cunoscut o dezvoltare. Legea Curții de Conturi, care a fost elaborată cu asistență europeană și a fost aprobată de Parlament în 2008, deja avea mecanisme foarte serioase și o imunitate și mecanisme de apărare acestei independențe a membrilor Curții de Conturi. Atenție, vorba nu doar de președinte, tot plenul. Legea care a fost reînnoită, reactualizată și votată de Parlament în decembrie 2017 vine să întărească și mai mult. Vă dau câteva exemple. Președintele și membrii Curții de Conturi pot fi, înainte de termen, scoși în aceste funcții, prin decizii a Parlamentului, doar într-un număr foarte îngust și strict determinat de lege de cazuri, când încalcă legea. În 4 sau 5 cazuri. Nu depune, de exemplu, declarația de venituri sau declarația care vizează lipsa de conflicte de interese, ori comite o crimă. Chiar și în cazurile cele mai grave, dosar penal sau urmărire penală a membrului Curții de Conturi. Pentru asta, Procurorul General în speță trebuie să vină în plenul Parlamentului să solicite acest lucru. Și doar cu votul, și dacă nu greșesc eu, dacă în cazul tuturor, cel puțin în cazul președintelui, cu 2/3. Deci, dacă doriți, aceste mecanisme sunt foarte comparabile cu mecanismul de imunitate stabilit pentru speakerul Parlamentului. Dar 2/3 nu este majoritatea simplă, vă dați seama. Și sunt multe alte elemente care, nu întâmplător, au fost prescrise de lege, fiindcă curtea așa are o misiune. Curtea trebuie să fie independentă și obiectivă. Ea trebuie să aibă grijă de banul public, indiferent cine este la guvernare sau cine este în opoziție. Niciun partid nu are dreptul și, de fapt, nicio instituție nu are dreptul, nimai vorbind că e deputat sau ministru, să telefoneze, să spună, ia, vă rog frumos, iată, controlați, sau chiar să scrie. Curtea nu este un organ de control ad hoc.
Dacă o să doriți, o să discutăm mai în detalii acest lucru, fiindcă contează foarte mult. Nu, și atunci situația politică la momentul de azi, pentru că de activitatea Parlamentului mai puțin avea spațiu de expunere, cât de mult influențează activitatea Curții? Dacă este să privim din perspectiva funcționalității Curții propriu-zise, situația concretă politică din acest an în țara noastră nici cum nu a influențat și nu va influența realizarea programului de audit stabilit încă la sfârșitul anului trecut pentru anul 2019. Exact ca și în toți anii precedenți, având acest program, iar programul anual, și este destul de rigid, noi cu acest program nu ne jucăm. El nu se schimbă nici trimestrial, nici lunar. Trebuie să intervină ceva de importanță, de forță majoră, pentru ca Curtea să schimbe acest program. Ziceam, Curtea nu este nici inspecție financiară, nu este ANSA. Nu reacționează la cazuri mai înguste, la plângeri, precum se întâmplă în cazul multor organe cu funcție de control. Curtea este o instituție care vine cu un audit, o analiză mult prea complexă și merge foarte în adânc. Iată de ce e nevoie de o viziune foarte clară și noi avem un șir întreg de priorități, în special ne axăm pe bugetele cele mai mari. Dacă doriți, în fiecare an, practic, noi suntem obligați, și asta e un lucru absolut normal și firesc, tot ce se numește bugetul de stat. Pe bucățele, pe componente. Administrarea bugetului de stat, BAS-ul, bugetul de asigurări sociale de stat, CNAM-ul, autorități locale, le luăm eșantionat ca să fie selectiv, ca să fie reprezentative. Păi care să vă zic, doar această parte înglobează peste 54 de miliarde de lei. Deci, frontul de lucru și domeniile de activitate sunt foarte clare pentru Curte. Doar decizia, hotărârea oficială a Parlamentului Republicii Moldova este obligatorie pentru noi. Asta, de fapt, am putut să și ajung. Doar da. Asta. Dar să știți că Curtea este obligată și este un lucru firesc. În a doua jumătate a fiecărui an, atunci când începem deja să gândim programul și prioritățile programului pentru anul viitor, Curtea face scrisori oficiale către guvern, către Parlament, către președinție, către Ministerul de Finanțe. Bun, dar Curtea, cui face aceste, aduce aceste sesizări în contextul informațiilor? Nu, iată, recent auditorii Curții comunicau despre acea sumă de peste 10 milioane de lei care nu au ajuns la beneficiari timp de 6 luni sau chiar un an de zile. Da. Iată, aceste scrisori sau aceste mesaje, cui sunt transmise mai departe în contextul în care nu avem un parlament încă bine apreciat și funcțional, un guvern nou investit? De acord. Abordăm, dacă sunteți de acord, fiindcă ați abordat o problemă care face parte dintr-un bloc la care am lucrat împreună cu colegii cele 3 luni și o bucățică care s-au scurs după numirea mea. Problema dată se numește impact și eficiență. Ea are mai multe laturi. Exemplul pe care s-a dus este unul din multiplele exemple. Nu vorbim acum de planificare, vorbim de ce urmează după ce se produc aceste rapoarte de audit. Curtea le examinează, apropo, public, cu transmisiune directă prin internet. Aici fac un apropo și zic că am studiat în mod special acest subiect. Nu mai există, nu că în toată Europa, în toată lumea, nu am găsit alte cazuri când ședințele plenului Curții să fie transmise în direct. Asta, apropo de transparență, sunt pe locuri momente unde suntem spiriții planetă всей. Cu regret. Așa. Nu dau calificativ aici, fiindcă oricare fenomen, eu nu văd viața în alb sau negru. Realitatea este care mult gri. Da. Se combină aceste culori. Revin la temă. Chiar din prima săptămână am solicitat colegilor, după 7 februarie, să vedem care este impactul real, fiindcă e o forță. Instituția are un loc distinct și unul, apropo, foarte important în acest sistem de balanțe și contraechilibre. Produce, eu am citit personal, nu toate, sunt prea multe, dar o sumedenie de rapoarte. Am fost impresionat. În mare parte avem o echipă bine pregătită și profesionistă pentru această muncă foarte specifică.
Sunt foarte multe informații utile și necesare pentru a fi procesate și decizii a fi adoptate ca urmare, ca follow-up a materialelor Curții de Conturi. Iată aici m-am ciocnit cu constatări puțin mai triste, nu pe motivul că nu au fost făcute eforturi de colegii mei din trecut. Ba da, am și găsit urme și inițiative foarte interesante. Ne-am așezat cu membrii Curții și le-am dezvoltat, le-am extins, le-am adâncit. Pentru moment avem în proces de discuție cu Consiliul Consultativ, exponenții societății civile, experți în domeniu, finalizarea acestui pachet. Și iată aici, apropo, aștept cu multă nerăbdare formarea structurilor parlamentare pentru ca să apară un parlament funcțional și un guvern funcțional. Fiindcă, din acel moment, vom veni și vom solicita respectuos, dar cu multă insistență, deputaților din Parlament să meargă cu o inițiativă legislativă pentru a introduce aceste modificări. Acum, concret, de ce ele sunt importante? Câteva exemple. În mod evident, când facem audit financiar, ca să ne înțeleagă lumea, noi dăm 4 note posibile. Raport, deci fără rezerve, ceea ce înseamnă foarte bine. Cu rezerve, că sunt abateri, dar ele nu sunt semnificative și nu influențează tabloul, și apoi 2 calificative foarte proaste. Prost și foarte prost. Opinie contrară, care deja este un semnal că există o situație extraordinar de problematică, cât pe ce deja să meargă să crepe această situație. Deci managementul financiar, administrarea financiară, e la limită. Și cel mai prost caz, când curtea refuză să emită o opinie. Asta înseamnă că nu este în capacitate să o facă pe motivul că a găsit un haos tot. Ce înseamnă haos în administrarea financiară, vă dați seama, asta înseamnă că nimeni nu poate să garanteze că banii publici care sunt alocați pentru politici publice merg exact unde trebuie și îmi produc efect. Păi iată că, cum răspund conducătorii pentru aceste ultimele 2 cazuri? Astăzi vreau să vă spun că există o formulă foarte vagă în legislație, care spune că cei care obțin opinie contrară sau refuz de opinie poartă responsabilitatea potrivit prevederilor legii. O formulă foarte vagă care nu permite acțiuni concrete de remediere și de schimbare a situației. În pachetul nostru de propuneri am 2 lucruri. Și vom insista, vom argumenta, fiindcă altfel nu se poate. Nu cer funcții adiționale pentru curte. Nici nu e nevoie de ele. Nu propun funcții adiționale pentru alții. Pur și simplu, analiza noastră a identificat un șir de lacune, acolo unde diferite prevederi în diferite legi nu se leagă, nu se interconectează logic și nu produc efect. Despre logică și efect, zic că să luăm acum o pauză de publicitate, după care revenim la subiect în această seară. Publicitate, stimați telespectatori. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după pauza de publicitate. Ați desfășurat, domnule Lupu, aspecte ce țin de mecanica de funcționare a Curții de Conturi pe fondul unor exemple clare până la pauza de publicitate. Și pentru că Curtea de Conturi este o instituție de audit public suprem în Republica Moldova, iarăși nu cu expuneri la profunzime, dar vedem că unii actori implicați la ziua de azi în politică, ceea ce alcătuie noul Parlament, în exemplu celor din blocul acum, au venit cu un plan sau un pachet de legi ce vizează dezoligarhizarea, dar ceea ce ar presupune, de fapt, scoaterea din funcție a anumitor persoane din instituțiile pe care ei le numesc controlate de anumite forțe oligarhice și pe fondul unui management eficient. Iată, în contextul promovării unui asemenea pachet de legi importante, Curtea de Conturi are loc de expertiză adusă a modului de funcționare a bugetelor pe internul acelor instituții? Sau se detașează din capul locului? Curtea de Conturi, în mod mandatoriu, în mod obligatoriu, nu prea am găsit-o eu pe lista instituțiilor care fac parte din cele care în mod obligatoriu primesc spre avizare vari proiecte de lege, indiferent că sunt elaborate de către guvern sau sunt elaborate de către Parlament. Îmi pare nu întâmplător acest lucru, fiindcă
Nu este sarcina noastră să consultăm sau să le spunem ce e bine sau ce e rău. Guvernul este independent de Curtea de Conturi, Curtea de Conturi este independentă de guvern. Sub aspect de muncă legislativă, nu este funcția Curții de Conturi să le indice parlamentarilor că legea asta este bună sau legea asta nu este bună, fiindcă am mai intrat încă, Pliviu, în conflict de interese. Noi sunt cei care mergem și după asta verificăm cum funcționează aceste legi pe domeniul nostru de responsabilitate, fiindcă Curtea nu are un domeniu atot cuprinzător. Și atunci, dacă noi suntem cei care le indicăm cum trebuie să fie prevederile legii, în mod evident ne ciocnim automat cu fenomenul conflict de interes. Și e bine că nu suntem în acest conflict de interes. Acum, ca să înțelegem foarte clar, cine este în fruntea acelor instituții la care v-ați referit dumneavoastră și ce vor să facă deputații, care sunt planurile, programele, ideologia, îi privește. Curtea, dar nu privește absolut deloc și nu are nicio tangență, nici nu trebuie să aibă nicio tangență. Cu atât mai mult, ce are Curtea, de exemplu, prin definiție, cu decizia Parlamentului, sau pe cine alege, pe cine numește Parlamentul, în cazul de președinție, da? Dacă e vorba de procurorul general. Ori un șir de alți demnitari care sunt numiți sau demiși de către Parlament. Este responsabilitatea și dreptul exclusiv al Parlamentului. Iată cum funcționează sub aspect de management financiar aceste și multe alte instituții, de fapt toate instituțiile care sunt finanțate din banul public. Iată aici este domeniul Curții. Acum atenție! Independent din inițiativele politice, că e vorba de un partid sau de altul sau de al treilea în Parlament, în acest pachet la care făceam referință, dorim sau nu dorim, dar nu putem să evităm câteva exemple punctuale ca să înțelegem abordarea, filozofia, logica și acțiunea. Indiferent că este ministru, indiferent că este conducătorul unei instituții din sistemul parlamentar, păi iată ce propunem noi acum ca să avem impact și eficiență, ca să ne asigurăm că banul public este gestionat mai bine decât a fost până în prezent. Noi trebuie să educăm sentimentul responsabilității și profesionalismului. Toți, la nivelul lor, trebuie să știe că au de răspuns heavy, din greu, dacă încalcă aceste norme. Exemplu numărul 1. Pentru tot ce ține de zona executivului, propunerea noastră este simplă. În cazul dacă Curtea de Conturi își termină raportul său și vine cu calificativul prost și foarte prost, opinie contrară sau refuz de opinie, noi propunem în lege să fie fixată în mod obligatoriu, ceea ce nu este azi, că structura ierarhic superioară este obligată, într-un termen X, să pună în discuție aplicarea de mustrări, măsuri disciplinare, dacă e opinie contrară, și B, dacă e refuz de opinie, este obligată să pună în discuție corespunderea managementului funcției ocupate. Atrageți atenția! Eu nu impun executivul să-l dea afară pe... mi-aș depăși mandatul. Însă, eu vreau ca prin lege, structura ierarhic superioară, să fie obligată să examineze. Fiindcă nu este în ultima instanță interesul Curții. Fiți de acord, este și interesul acestei structuri superioare. Ce face subalternul? Cum lucrează? Și zona politicului, și zona executivului. Întâi de toate sunt interesați în ce? Ca deciziile care le adoptă să aibă rezultat, să aibă impact. Nu-i așa? Oamenii, cetățenii, moldovenii să le simtă. Este interesul lor politic. Pentru mine este interesul statului și este firesc acest interes. O coincidență. În cazul în care noi vorbim de structuri care sunt subordonate Parlamentului, toate rapoartele se duc în guvern și în Parlament. Toate sunt publicate pe site. Avem o transparență definitivă. Asta înseamnă că prin aceste modificări, nu atât de multe, eu le am 15-20 la număr, dar ele sunt foarte fundamentale ca să facem mecanismul să lucreze. Ori, un alt exemplu. Noi verificăm ministere, agenții pe alocuri întreprinderi de stat cu capital de stat numai puțin de 51%. Producem raport, facem recomandații. Iată, de aici încolo, Curtea rămâne vis-a-vis, tet-a-tet, cu aceste entități, care, ierarhic, administrativ, nu mi se subordonează. Eu le dau recomandații, atenție, nu ordine, nu instrucțiuni. Acum, că le îndeplinește sau nu, dacă o să mă întrebați, dar care este responsabilitatea că dacă nu le îndeplinește? Dacă 50% nu le ia în calcul?
Răspunsul este, da, niciuna. Întrebarea mea a fost, dar de ce oare, dacă e vorba de ministerul XYZ, de ce oare structura ierarhică superioară, care se numește guvernul, nu este implicată, fiind interesată, nu este implicată în acest proces? Atragem și acest proces. Și cu dosarele penale. Aici deja începem lucrurile mai serioase. Aici sunt și avem suficiente cazuri, nu mereu. Sunt foarte multe cazuri care, într-adevăr, trebuie să fie aplicate măsuri disciplinare, s-au schimbat managementul sau mustrări puși la lucru. Dar avem suficiente cazuri când aceste rapoarte denotă indici de fraudă. Indici de fraudă. Cu bună conștiință. Evident că sunt acțiuni pe care le scoatem la iveală, care, prin definiție, ar nimeri sub incidența codului penal. M-am uitat la statistici. Da, în comparație cu 2-3 ani în urmă, spre exemplu, anul 2018, la 8 mari rapoarte care au fost prezentate către organele de drept, au fost intentate 29 dosare penale. În trecut au fost mai puține. Eu nu vorbesc acum, că sunt puține sau multe. Nu asta pe mine mă interesează. Noi am depistat că există un șir întreg de probleme în conlucrarea noastră cu organele de drept. Dacă mă întrebați de ce merge atât de greu, o incoerență, neconcordanță în prevederile articolului 262 din Codul de Proceduri Penale și activitatea Curții. În acest articol noi găsim în mod expres doar 5 temeiuri pentru a porni dosare penale. Denunț, autorenunț, plângere, organul constatator. Sunt organe cu până acest statut care constată încălcarea sau crimă și anunță procuratura. Și ultimul, a cincilea caz, când însăși procuratura a mers cu anumite investigații preliminare și a ajuns la temeiuri obiective pentru a porni un dosar penal. Iată că rapoartele Curții de Conturi nu se înscriu nici în unul din aceste cazuri. Și atunci propunerea noastră pentru a rupe acest lanț vicios, fiindcă ne rugau, haideți să vină auditorii voștri în calitate de martori. Nu merge. Haideți auditorii, ca să pornească procedura, să scrie denunț. Nu poate, ei nu sunt persoane fizice și nu nimeresc sub această incidență. Finalmente, propunerea noastră este una simplă. Mai adăugăm al șaselea temei. Rapoartele și sesizările Curții de Conturi. Și în acest caz, vreau să vă zic că noi să-i punem mult mai mult la disciplină și la responsabilitate. Factorii decizie din toate sistemele, și parlamentar, și guvernamental, trebuie să simtă această responsabilitate care astăzi, din punctul meu de vedere, duce lipsă de anumite coerențe și de legături absolut logice. Bun, să mergem în dimensiuni paralele, pentru că experiența dumneavoastră politică este justificată de, în primul rând, anii și funcțiile ocupate în structurile superioare în stat. O să ne dăm așa, mai aerisit cu părerea, pentru că înțelegem statutul dumneavoastră ca președinte a Curții de Conturi. Dar iată, în politicul zile de azi, ce nu ajunge în aprecierea unui consens, pentru că în jocul ăsta mai sunt și acei colegi, prieteni, care au mers cândva din urma dumneavoastră într-o sprijinirea și promovarea inițiativelor. Și, da, sigur, alți actori, unde este preponderent acest ping-pong de interes sau, să nu mai zic iarăși, invitații și refuzuri la dialog și discuții? În general, haideți să vă fac o declarație care tot vine în premieră aici, în acest studio. Ea, oricum, nici nu are pretenția să vină cu titluri de noutăți, dar o nuanțare. Unul din motivele care au stat la baza analizei pe care am făcut-o timp de mai multe luni de zile anul trecut, dincolo de viziuni personale, planuri, cum trebuie să faci, ce trebuie să faci, a mai fost un obiectiv. Și acest factor se numește paradigma politicului în general, în regiune și nu doar, dar inclusiv în Republica Moldova. Paradigma, care s-a schimbat foarte puternic în ultimii 10 ani de zile, 15 ani de zile chiar. Pe de o parte, mă bucură faptul că nu este vorba doar de schimbarea paradigmei politicului în țara noastră. Uitați-vă în jur ce se face. Este în creștere populismul.
E în creștere direcțiile sau tendințele de extremă, și de dreapta și de stânga. Putem vedea rezultatele alegerilor în Parlamentul European. Și lupta dintre eurosceptici și pro-europenii, da, la ziua de azi. Da, da, deci și acolo e o schimbare de paradigmă. Slavă Domnului! Că nu măsura în care să dea peste cap, în general, tot ce ține de abordările Parlamentului European. Eu țin foarte mult la această instituție, fiindcă cel puțin un deceniu am lucrat cu mulți din colegii de acolo și port un respect și înțeleg care este forța și importanța acestui for. Deseori mă uitam ce se întâmplă și în Parlamentul nostru. Poate vin cu o notă nostalgică, nu exclud. Vin cu o abordare subiectivă. La fel nu exclud. Toți suntem oameni. Dar îmi pare mie că cu toate dificultățile și cu toate problemele de hăt acum un deceniu jumate, două, eu totuși mai țin minte timpurile când în sala plenului Parlamentului se dădeau lupte apreci de ideologie, lupte de proiecte. Eu mi-aduc aminte de discursuri serioase, discursuri bine pregătite, argumentate. Și cu părere de rău le vedeam din ce în ce mai puțin după aia, cu anii. Areți să o spunem pe șleau, care în ultimii ani de zile, după zilele de joi și vinerea fiecărei săptămâni, erau titlurile de noutăți care veneau din Parlament. Nu zic integral, dar de cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri. Când se ridica un personaj, un deputat X, foarte licențios se adresa altui, celălalt răspundea exact în același stil și toată presa, sau aproape toată, era împânzită anume cu aceste titluri de știri de noutăți. Că unul a făcut în felul ăsta și celălalt i-a răspuns. Eu căutam cu mult interes și cu multă ardoare. Ia să văd, băi, azi am discutat două proiecte, din punctul meu de vedere, foarte profunde, importante. S-a tras oare atenție la acest lucru? Nu. Nici în Parlament, nici în afara lui. Paradigma. Și aici mă iertați, poate pentru o fază de analiză preventivă puțin lungită, dar dacă este să mă refer la esența întrebării dumneavoastră, reieșim dintr-o poziție foarte clară. Clasa politică este o emanare a societății, ca și nivel de cultură general, nivel de cultură politică, ca nivel de dezvoltare. De aici este o altă frază, nu mi-aduc aminte de autor, care mereu spunea că fiecare popor este demn de acea guvernare pe care o are. Vrem sau nu vrem, dar este o corelare și o interrelație foarte și foarte puternică. Aici nu există soluții pe termen scurt. Procesul de dezvoltare și evoluție a oricărei societăți este un proces de durată, nici măcar pe termen mediu. Și creionați foarte subtil și voalat ceea ce înseamnă competența noilor actori care încearcă să facă politică la ziua de azi? Păi nici nu trebuie să voalez acest lucru, fiindcă putem urmări cum se desfășoară evoluțiile politice. Eu nu am dreptul și nici nu mă voi băga acum să fac o analiză cine cu cine ar trebui să facă alianță. Este treaba lor. Este responsabilitatea actorilor politici. Și legea chiar nu permite acest lucru. Dacă ne pornim cu dumneavoastră în această analiză, deja de azi se pornește, eu ofer un temei de încălcare a legii. Nu vreau și nu pot să încalc legea. Însă, la nivel general, ce pot să vă spun? Este cert, m-ați întrebat dacă curtea resimte efectele sau repercuțiunile crizei politice. Bine, în activitatea curentă, nu. Dar după tot ce văd eu în rapoarte, și haideți să nu mai uităm că în față aveți un om care nu vine din Parlament, fiindcă până în Parlament încă 14 ani a lucrat la Ministerul Economiei. Un lucru este cert, ca și gândire strategică și profesională, deloc politică. Țara are nevoie de o guvernare. Dacă lucrul ăsta se va întinde jumătate de an, un an, alegeri anticipate, eu astăzi pot să vă zic, situația economică, situația socială și a financiară va fi în degradare. Asta e sigur. Cine cu cine? Noi suntem. Domnule Lupu, dar ce s-a schimbat atunci în paradigma interesului geopolitic manifestat și fac trimitere la oaspeții din această săptămână, oaspeții care vin în reprezentarea unor mari puteri în lume,
reprezentarea Rusiei, a Statelor Unite ale Americii, a Europei și care sunt punctele de intersecție a interesului în contextul, iată, a ceea ce este la ziua de astăzi. Pentru că ați spus anterior că ceea ce avem până la urmă este ceea ce poporul și-a dorit. Corect. Dar votarea s-a făcut probabil pentru altceva în 24 februarie. Deci, asta este decizia moldovenilor. Eu când spun moldoveni, cred că cunoașteți poziția mea, fiindcă am fost și sunt mereu adeptul unor abordări europene contemporane. Astăzi, în lume, în Europa nu o să mai găsiți națiuni monoetnice. Ele practic nu mai există. Și toate națiunile în statele contemporane se construiesc anume pe principiul civic. Păi iată că asta a fost decizia moldovenilor. Dar de aici încolo, cei care au fost aleși și pe cine au pus miza moldovenii, să știți că ei au, da, probabil fiecare din ei au angajamente față de propriul electorat, dar totodată e o misiune, apropo, destul de grea. Să înțelegi că ești responsabil nu doar pentru segmentul tău de electorat, dar pentru întreaga țară, fiindcă ești deputatul nu a o trime din alegători, de exemplu. Ești deputatul Parlamentului Statului Republica Moldova. Spunând acest lucru, aduc la ideea că mandatul de deputat aduce cu sine nu doar drepturi, nu doar statut și deloc nu cum interpretează unii pafos, dar întâi de toate aduce responsabilitate și nevoia de a adopta decizii. Deseori situațiile sunt foarte grele, dificile, dar asta este politicul. Nu ești gata pentru asemenea muncă, nu te băga. Dacă te-ai băgat, asumă-ți responsabilitatea. Eu nu fac referință acum la cineva particular. Noi vorbim cu dumneavoastră la nivel de norme generale. Păi de faptul că suntem 3 luni de zile în stare de imponderabilitate, în stare de incertitudine, eu nici azi nu mai iau să fac anumite pronosticuri, sincer vă spun. Doar că constat un lucru, că, și mă refer aici inclusiv la paradigma, că parlamentarii pur și simplu sunt obligați să găsească soluții pentru a face instituțiile statului funcționale. Toată treaba asta, că se întinde criza politică, să nu credeți că nu afectează însăși imaginea statului ca atare, viabilitatea lui, funcționalitatea lui. Ne mai vorbim de aspecte economice și financiare. Repet încă o dată. Trebuie să fie, într-un fel sau altul, depinde deja de politică. A încheiat această fază de criză politică și instituțiile trebuie să devină funcționale, fiindcă sunt o sumedenie de probleme care cer rezolvare. Vizita oaspeților. Cum să vă zic? Care să iau cu dosă de umor? A comunica astăzi, în raport de cât de mult pot influența deja deciziile ulterioare? Din nou, sunt factori subiectivi, foarte mult depinde de jucători, de actorii politici. Eu în viața mea am cunoscut suficiente asemenea situații cu oaspeți de peste hotare. Cel puțin din trecut pot să constat doar un lucru. Niciodată nimeni, nici din Occident, nici din Orient, nici din Est, nici din Vest, nu a fost aici, nici până în 2009-2010, nici după, fiindcă au fost mai multe asemenea situații, nu au venit cu indicații. Da, eram interesați, manifestau interes, cum, ce, aveți nevoie de un sprijin, de un suport, poate de o mediere, dacă ceva vă împiedică în. Nu știu de ce, sunt sigur că și de această dată lucrurile stau în același fel. Eu pot doar să mă refer la cei interlocutori cu care am vorbit la timpul său, și nu doar eu, dar și pe platforme uneori și comune, cu reprezentanții altor formațiuni. Lucrul ăsta îmi permite să susțin că și de această dată aceste vizite nu cred că sunt diferite de cele din trecut. Că toți trei au venit în aceeași perioadă de vreme, să ne permite să spunem că a fost o acțiune concertată și coordonată între ei, la fel nu cred, fiindcă interesele sunt diametral opuse. Însă, cu o doză și de umor și de autosarcasm, am putea spune, uite, Breșe, Republica Moldova, o țărișoară mică, 32.000 de kilometri pătrați și vreo 3,5-4 milioane de populație, a nimerit în centrul atenției marilor puteri mondiale. Păcat că nimerește în centrul atenției doar cu asemenea
prilejuri, când se întâmplă niște momente critice, niște situații critice. Dar dacă este să lăsăm la o parte și sarcasmul și umorul, vrem sau nu vrem, dar fiind țară mică, noi ne aflăm într-o zonă geografică și geopolitică unde se intersectează interesele tuturor. Îmi exprim doar speranța că și partenerii de peste hotare n-au nevoie aici de, dacă nu integral, nu toți, atunci cel puțin o bună parte din ei, au nevoie de o țară calmă, liniștită, stabilă, o țară care să poată să fie gestionată și o țară care să înregistreze o dezvoltare și un progres. Fiindcă nimeni nu are nevoie de factori de instabilitate în preajma lor. Noi suntem la granița Uniunii Europene. Aici se intersectează într-adevăr frontiera dintre lumea estică și lumea vestică. O situație mai specifică din care Republica Moldova trebuie să știe să-și scoată ce? Interesele sale, dividendele sale. Fiindcă fiecare stat își are interesul său. Pe alocuri ele pot să coincidă cu interesele altora, pe alocuri pot să fie diferite. Fie dumneavoastră anterior ați făcut trimitere, dacă nu greșesc, la Churchill? Sau cine spunea că o țară nu are prieteni prea mult sau nu are dușmani prea mulți, dar Winston Churchill care spunea că, bine, el la timpul său vorbea despre Marea Britanie și spunea că Marea Britanie nu are prieteni permanenți și nu are dușmani permanenți. Marea Britanie are interese permanente. Așa este. Bun. Și atunci, domnule președinte, pe lângă discrepanța care se păstrează în pozițiile deputaților din nou parlament, se creionează și o discrepanță ca rezultat a discuțiilor aceștora cu oficialii externi. În exemplu, COSAC comunică despre alegeri anticipate ca inevitabile și oricum vor fi în Republica Moldova. Han comunică că, sau orice sugerează, fi, dar sau femeii da, ar suspenda și programul asistenței încheiat cu Republica Moldova în caz de anticipate. Și totuși Republica Moldova, ce rămâne să facă în acțiuni? Eu vă vorbesc fiind în fața dumneavoastră, nu de pe poziții politice, nu sunt nici parlamentar la moment, nici nu sunt în drept să mă ocup de activitate politică. Eu vorbesc ca o persoană într-o zonă profesionistă, ca economist, ca doctor în științe economice. Finalmente ca președintele Curții de Conturi, care vrea sau nu vrea, dar este în această vâltoare a ceea ce numim noi viața economică, financiară și perspectivele ei. Ori intrarea într-o fază de declin, de criză, ori dezvoltare. Eu pledez pentru dezvoltare, fiindcă moldovenii n-au nevoie de haos și un declin economic și financiar și respectiv implicit unul social. Acum, vorbiți despre zona existențială? Eu vorbesc despre toate, inclusiv despre zona existențială și nu doar pentru stat, dar pentru fiecare moldovean, pentru fiecare familie. Fiindcă vrem sau nu vrem, vedeți ce se întâmplă în Europa de Est, în Europa de Sud-Est. Bine, sistemele și de gestionare statală, dar și sistemele economice sunt diferite în comparație cu țările occidentale. În țările occidentale, unde mecanismele de autoreglementare cu minimă influență a unor crize politice asupra piețelor, asupra finanțelor, veniturilor, bugetului, acolo ei mai pot să-și mai permită, da? O lungire a crizelor, alegeri după alegeri, fiindcă influențele sau impactul economic negativ va fi minimal. Nu este cazul Republicii Moldova sau altor țări din această regiune. Impactul de crize economice și lipsa de gestiune își are niște efecte mult mai puternice și sub aspect negativ. Ca și cetățean a țării, dar și om care a lucrat în structurile țării și pentru această țară, ca economist, eu văd aceste repercuțiuni negative. Deci, dacă o să mă întrebați ca și om care s-a născut, care locuiește aici, care muncește aici și nu este indiferent și ține foarte mult la acest pământ și la această țară, eu aș spune, criza trebuie rezolvată. Alegerile anticipate vin cu repercuțiuni negative, din toate punctele de vedere. Lipsă de management, doi la mână. Oare alegerile anticipate rezolvă de la sine această problemă? Nu știu. Dacă așa au decis moldovenii, cine ne garantează că moldovenii nu vor decide exact în același fel și urmare alegerile anticipate? Și atunci noi ne pomenim cu alegerile anticipate exact cu același tablou.
și criza se perpetuează. Asta este opinia mea personală. Din punct de vedere politic, o singură precizare și mergem mai sus. Iarăși, din punct de vedere tehnic-politic, în contextul unor anticipate, ce se întâmplă cu alegerile locale? Aici nu cred că eu sunt cel mai potrivit expert în domeniu. De obicei e nevoie este 1, 2, 3 de... Nu, e nevoie și aici. Nu merg alte aspecte. Nu există 1, 2, 3. Aici trebuie... Noi nu avem marjă de manevră și marjă de interpretare. Există prevederile legii. Trebuie de văzut exact care sunt aceste prevederi. Fiindcă în oricare acțiune, în orice acțiune, fie și într-o situație politică, de criză politică, dar nu poți să mergi cu abatere de la lege. Bun, deci în raport aici, de buchea legii, șeful Parlamentului comunică, ar trebui să comunice data alegerilor locale. Repet încă o dată, eu nu mă apuc acum să fac această expertiză juridică, fiindcă niciodată, sau cel puțin recent, nu m-am ocupat serios ca să văd cu exactitate care sunt prevederile cadrului legal. Eu pot doar în acest studio să spun un lucru. Nimeni nu poate să inventeze aici bicicleta. Este lege? Ce lege trebuie să fie aplicată. Că place cuiva că nu, dar să fie aplicată în strictă conformitate cu buchea și spiritul ei. Tot. Corect. Corect spuneți. O ieșire anumită trebuie să fie, fiindcă eu înțeleg că este Parlamentul acela care trebuie să fixeze data alegerilor, între timp Parlamentul nu este funcțional. Înțeleg și logica întrebării dumneavoastră. Dacă nu este instituția care urmează să anunțe această decizie, să o adopte, ce se întâmplă? Pentru aceste cazuri, eu gândesc că pentru asta și există, inclusiv și pentru aceste cazuri, și există instituția care se numește Curtea Constituțională. Bun. Domnul președinte, dumneavoastră sunteți pro-Moldova? Eu, de când mă cunosc eu, sunt moldovean, am declarat aceste lucruri, toată această vâltoare și luptă... Cu viziunii europene, da. În mod evident, fiindcă vreau să vă zic că această noțiune și acest concept se bazează numai pe valorile europene. Naționalismul îngust, tribalismul, care este o extremă, spunem așa, abordării pur etnistice sau naționale, ele se bat cap în cap cu valorile și standardele europene. Ia uitați-vă sloganul în europene. Unitate prin diversitate. Ei... Cultura europeană, asta înseamnă că tu îți ai opinia ta și valorile, convingerile tale, dar tu știi să respecti, să admiți că sunt alte convingeri și alte opinii, ceea ce nu prea văd eu. Deci, ca și opțiune, viitorul acestui stat, eu nu-l văd decât ca și stat suveran și independent, dar cu perspectivă europeană, exact ca și în cazul altor state care își păstrează în continuare suveranitatea, independența, sunt state naționale, totodată fac parte din UE. Eu sunt partizanul ideii europene de națiune civică, noi suntem toți moldoveni, noi nu trebuie să segregăm, noi nu trebuie să izolăm, mie nu-mi place cuvântul minorități naționale. Bine, sunt grupuri etnice, dar toate le fac parte din cadrul unei națiuni. Este, de fapt, conceptul de națiune civică, un concept care multă lume și observanții oamenii de știință îl consideră ca mult mai avansat și mult mai contemporan în comparație cu conceptul de națiune etnică sau etnistică. Deci, din toate punctele de vedere, că sunt aici, că n-am de gând să plec, că Moldova pentru mine nu este un simplu cuvânt, dar am fost, cred că din copilărie și până la adânci bătrânețe și la moarte am fost și voi fi pro-Moldova, pro-Republica Moldova. Bun, dar cum păstrăm și în continuare vectorul pro-european, timp în care și în Parlamentul European se duce acea luptă și tendința euroscepticilor ia teren și doi, în contextul la caz, dacă va fi, vom fi martori toți, ar coaliza două forțe politice cu vector de orientare diametral opuși. Există niște nuanțe absolut obiective care mai puțin depind, și ele de fapt influențează starea reală a lucrurilor. În rest, rămâne feritorică, pe alocuri show-uri, lucruri absolut inerente pentru o activitate politică, fiindcă politicul în mare parte este acțiune, dar într-o parte numai mică e show, trebuie să ții electoratul, să impresionezi, să vii cu ceva spectacol. Nu inventezi nimic. Asta a fost, lucrurile s-au inventat și nu se schimbă deja de, uitați-vă, câți mii de ani.
Formele politicului se schimbă, esența categoric niciodată și nici nu se va schimba. Acum, lăsăm la o parte formele. Întrebarea dumneavoastră ține de conținut. Și eu mă voi concentra numai pe el. E o problemă. E o problemă, fiindcă să nu arăte nimeni cu degetul, dar, de exemplu, cei care promovează ideea că statul ăsta nu trebuie să existe, educă pe alocuri chiar un fanatism, din punctul meu de vedere, scindează societatea. De fapt, toate partidele politice, toate, și societatea civilă, e importantă această misiune, să se unifice societatea. Așa că cei care o divizează, n-are rost acum să iasă la rampă și să țipe că uite ce se întâmplă și cum se întâmplă. Nu prea futuristic vorbiți dumneavoastră ca societate unită în contextul existențial măcar intens fragmentat. Măcar, cum să zic eu, relativ unită. Fiindcă linii roșii în societate sunt multiple. Multiple. Și sub aspect social, și sub aspect de venituri, și sub aspect de chiar și aceleași grupuri etnice, și zona rurală, zona urbană, cei care au automobile, cei care nu au automobile, cei cu ochii căprui, cei cu ochii de altă culoare. Însă, toate aceste diferențe, din punctul meu de vedere, ele au mult mai multe șanse, totuși, să fie uniți oamenii în jurul unei cauze. Atunci când se trage o linie groasă, i-aș spune grasă, roșie, și oamenii se contrapun pe noi nu trebuie să fim o țară sau trebuie să fim o țară, aici deja, valența acestor lucruri, mentalitatea, se schimbă atât de mult că, într-adevăr, va fi foarte greu de unit. Eu fac referință la cei care sunt împotriva ideii și împotriva statului Republica Moldova. Fiindcă aici, în mare parte, și am observat în trecut, multă lume ei bagă în zona de fanatism. Ei nu respectă opțiunea altora. Aici e mare problemă și aici e foarte greu de-i unit pe oameni. Dar vorbeam de esență, integrare europeană versus altă dimensiune. Întâi de toate, dacă lăsăm retorica și aspectele de show politic, e inerent, nu doar la noi, peste tot. Și ne uităm, cum spunea Cosma Protkov, zărif corini. Noi prin acordul, spre exemplu, acordul de asociere, care este și parte componentă a acestui acord, acordul de comerț liber, care a fost ratificat de Parlament. Ținând intact acest acord, Republica Moldova nu poate să devină parte componentă cu drepturi depline, nu poate să adere la Uniunea Vamală Euroasiatică. Asta vă zic nu ca și politician, vă zic strict ca economist. Asta nu depinde de voința sau nevoința cuiva, că dorește sau nu. Asta este starea de fapt. Fiindcă zona economică liberă, ci Uniune Vamală. Uniune Vamală înseamnă politică tarifară comună. Respectiv, din momentul dacă Republica Moldova aderă la Uniunea Vamală Euroasiatică, în mod automat acest lucru devine incompatibil și pică, cade. Noi nu putem să avem comerț liber cu Uniunea Europeană. Eu nu cred că cineva va merge cu un asemenea risc, înțelegând foarte bine că ponderea, dependența exporturilor noastre este în măsură comparabilă. Foarte comparabilă. Piețele estice, piețele vestice. Eu gândesc că forțele decizionale și factorii decizie, dacă sunt serioși și sunt într-adevăr pentru această țară și pentru binele acestui popor, trebuie să-și vadă interesele sale, precum spunea și Winston Churchill. De exemplu, în ziua de azi noi avem status quo. Eu aș pleda pentru acest status quo. Comerț liber cu Uniunea Europeană, prin acordul respectiv, și este comerț liber cu CSI-ul. Atenție, este foarte important și acest acord pentru economia Republicii Moldova, fiindcă el vizează nu doar o țară, nu Federația Rusă. El vizează și Kazahstanul, și Azerbaijanul, și Belarus, adică pieți importante tradiționale pentru produsele de export din Republica Moldova. Adică, și aici am încheiat, deci de fapt, starea lucrurilor reale ne indică că un asemenea status quo, combinare
a relațiilor, acordul de asociere pe care îl avem și acordul de liber schimb, păstrarea lui, dezvoltarea lui, implementarea lui. Și pe de altă parte, reglementarea tuturor nuanțelor și punerea în aplicare full-fledged, adică la 100%, a acordului de comerț liber CSE. Ele se unesc, ele se combină, ele se conjugă foarte bine și ele vin cu maximizarea posibilă a efectelor pentru moldoveni, pentru țară. Integrarea europeană, eu de multe ori spuneam, nu se face nici la Bruxelles, nici în capitalele statelor membre. Ce înseamnă integrarea europeană? Eu cred că noi cu toții, mi-aduc aminte, 2009-2010, erau doze poate mai mari de romantism, de așteptări. Pe alocuri erau și justificate, fiindcă noi vedeam valul ăsta foarte rapid la mijlocul anilor 2000, de extinderea Uniunii Europene. Și vreau să vă zic că nu o să numelezesc țări, nu este etic și nu este corect din punctul de vedere nici diplomatic, dar nici personal. Ulterior, mai mulți prieteni și colegii mei la Bruxelles spuneau că pe alocuri că au mers prea repede. Adică mai mulți parteneri s-au dovedit a fi nepregătiți pentru aderare. Și lucrul ăsta ulterior a creat multe probleme și impedimente pentru toți și pentru funcționarea propriu-zisă a UE. Deci abordările de calitative a Uniunii Europene pentru extindere și ele s-au schimbat. Dincolo de schimbările structurale în Parlamentul European, că au ridicat capul mai multe partide, mai multe țări naționaliste, anti-integraționiste, anti-europene. Marea Britanie, partidul Brexit, da, lider la voturi. Bine. Și în acest caz, noi trebuie să fim foarte pragmatici și foarte responsabili. Ce înseamnă integrarea europeană? Integrarea europeană înseamnă modele. Modele de funcționare a sistemelor tale interne în țara ta. Democratic, politic, judecătoresc, economic, social. Aceste modele și-au dovedit de-a lungul anilor și decenilor eficiența și rezultativitatea. Da, unele din ele pot și trebuie să fie dezvoltate și aplicate rapid, cu efecte rapide. Altele cer o schimbare chiar de mentalitate, dacă doriți. Asta este integrarea. Dar noi, modelul României, muncim cu la noi aderarea acestea încă prin 2007, da, cu condițiile care i-au fost impuse de vecini, de altfel, cu cedarea pădurilor și concernului Petrom, ca ulterior și acum vedem dialogul pe fondul intrării în zona Schengen cu condițiile aduse de olandezi, cu cedarea portului Constanței. Adică este un model care îl poziționăm unde în toată această formulă? Nu este un model pe care noi îl poziționăm. Lecțiile trebuie învățate. Am foarte mulți prieteni, colegi, cu care menținem relațiile și la Iași, la București, politicieni, europarlamentari. Foarte multă lume de-a lungul anilor îmi spunea, uite, asta, 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 categoric, voi să nu o faceți pe viitor. Ați adus exemplu cu legea retrocederii proprietăților. Eu cunosc mult mai multe consecințe și efecte, dincolo de bani enormi alocați din buget pentru a restitui foștilor proprietari. Și atunci când le spuneam că în cazul nostru asemenea lege, dacă în anii 90 poate cineva a încercat să pună în discuție, dar a fost adoptată o decizie și slavă Domnului, una corectă, și să stă tare pe această poziție, nu s-a mers și nu se va merge. Și o chestie corectă, vreau să vă spun. Însă, lecțiile trebuie însușite și nu este vorba doar de cazul unei țări. Prietenii ne învață și ne transmit experiențele pozitive și adevărații prieteni care sunt ne spun ceea ce nu trebuie să facem, fiindcă la ei s-au dovedit a fi greșite și au adus consecințe grave. Sunt și alte țări, sunt și cehii, polonezii, sunt slovacii, deci sunt țările baltice. În cazul dat, eu nu am predilecții, eu am o abordare foarte pragmatică, am avut-o mereu. De exemplu, experiența ce trebuie să facem, cum ar fi mai util, mai interesant pentru noi, ar trebui să ținem cont și de țări care sunt foarte comparabile, ca și teritoriu, ca și populație, ca și potențial economic. Aici țările baltice, Estonia, Letonia, Lituania sunt chiar mai apropiate în comparație cu cazurile țărilor mari, Polonia, România. Sunt structuri diferite, respectiv și abordări și soluții diferite. Deci, integrarea europeană în sensul dezvoltării, modernizării țării, introducerea aici a sistemelor, a modelelor europene. Asta este integrare. Bun. Nu altceva. Mulți se gândesc că integrarea europeană este că Bruxelles vine în mâine și spune ok, primim Moldova în Uniunea Europeană. Hai să facem abstracție de caracter un pic
pragmatic acest. Și dacă schimbăm vectorul, același lucru este și în partea opusă. Există da. O repercuțiune, un efect care e prezent în mai multe țări, dar și la noi. Am observat acest lucru. La o bună parte din societate s-a creat așa impresia. Nu știu pe cât de largă este această societate, această parte din societate. Că integrarea europeană înseamnă că o să ne vină Bruxelles încoace, o să ne aducă bani, o să înceapă să plouă cu bani, în mod automat se măresc salariile, pensiile. Noi nu facem absolut nimic pentru asta, fiindcă cineva vine și ne rezolvă în locul nostru. Iată, asemenea închipuiri și asemenea abordări sunt foarte periculoase. Ele au fost foarte puternice 10 ani în urmă. Mă bucur că ele au trecut. În ce măsură are dreptul la viață opțiunea doar reală, ca apropo, cum cineva o comunică? Aderarea la UE poate fi făcută doar prin unire. Și recunoașteți mesajul unor lideri politici care promovează acest. Absolut denaturată. Denaturată, care nu are absolut nimic cu însăși ideea, cu esența acestei idei. Noi vorbim de integrare europeană a statului Republica Moldova, exact așa cum s-a produs și cum funcționează acest mecanism în cazul celorlalte 27 de state. Nici o țară nu a mers în Uniunea Europeană prin dispariția statalității sale. Deci integrarea cui în Uniunea Europeană? Este o mare diferență. Deci este o chestie absolut populistă, un lucru trișat, fiindcă noi vedem foarte bine și toate sondajele de-a lungul anilor, suntem de acum 30 de ani de independență, proporțiile pot să se mai schimbe cu anii, când în sus, când în jos, însă e certă, marea majoritate rămâne a fi în continuare pe poziție, societatea vrea stat, Republica Moldova. Nu suntem ultimul exemplu. Noi suntem oamenii ăștia care vin cu asemenea idei, ele sunt irealiste pe două motive. Întâi de toate, în Europa nu o să mai găsiți niciun caz. Găsiți cazuri de scindere de țări și în lume. Dar nu veți găsi niciun caz de dispariție a unui stat. Apariția altor state, da, dar nu dispariție. Iată aici e foarte originală această chemare și această idee. Originală, neobișnuită, nu mai există asemenea cazuri, nu există precedente și lucrul ăsta o face absolut imposibil. Fiindcă nu o să meargă pe Moldova, lumea să experimenteze și vă spun de ce. Europa e plină de asemenea cazuri, de teritorii, de granițe care... Așa este, dar în raport cu anumite personalități, calibrul politic, în exemplu domnului Băsescu, care reafirmă acest fapt, ce fac cetățenii? Cetățenii cred, fiindcă domnia sa, făcând asemenea declarații, știe mult prea bine. Fiindcă nu este om nepregătit, el știe realitatea, dar politicul deseori, mai ales pe zonele populismului, înseamnă declarații care categoric nu corespund realităților și posibilităților reale și politicienii sunt conștienți de acest lucru. Sunt declarații populiste, irealizabile. UE-ul, dacă se produce, eu am avut discuții concrete, reale, zic, dar cum gândiți voi asemenea cazuri? Și cu ce glumiți, fiindcă un asemenea precedent se pornește o reacție în lanț. Posibil se pornește o reacție în lanț. Deci asta înseamnă că se pune cruce pe tot ce a fost decis în 1975, declarația finală de la Helsinki, toate rezultatele și croirea de graniță după al doilea război mondial, conferința de la Paris în 1946, adică apare un risc iminent de formarea unui haos într-o zonă care și așa se anunță a fi deja nestabilă, după ce s-a întâmplat cu Crimeea. De ce vă pare că atâta forfotă în jurul acestei probleme? Și într-adevăr o merită, fiindcă acest caz nu a făcut decât să dea peste cap aranjamente mondiale stabile care erau vaca sfântă, de neatins. Granițele, chestii de neatins. Păi și în acest caz, domnul Băsescu sau alții, sau cei care îmbrățișează acest curent, eu deseori văd, sunt puțini oameni care fac analize. Ei sunt scoși la un nivel de fanatism. Nu mă tem de acest cuvânt. Fanatism înseamnă că nu admiți alte ideologie. Mi-aduc aminte și fac o comparație, de exemplu, cu un recent caz, statul islamic. Vă aduceți aminte cadrele câțiva ani în urmă, când au acăparat
orașul antic Palmyra, din Siria. Ce făceau? Trageau din tunuri, din tancuri, puneau dinamită, explodau, băteau cu ciocanele. Monumentele, ce au mai rămas, ruinele, s-ar părea. De ce? Fiindcă nu convenea, fiindcă nu erau de altă ideologie. Până acest caz, ei alimentează proiecte ireale. Își dau seama că este populism. Atunci, dacă o să mă întrebați, bine, dar de ce o promovează, fiindcă o parte din moldoveni cred acest lucru, păi eu vreau să vă spun că aici se manifestă responsabilitatea politicienilor. Să înseamnă că politicienii doar uzează, profită de sprijinul, de votul de aici și nimic mai mult. Am înțeles. Cam am ajuns la finalul emisiunii, doar câteva precizări de final. Ce vizează direct deja cetățenii, telespectatorii, muritorii de rând ca mine? Iată, ar fi fanatism manifestat și din partea cetățenilor în a crede că două forțe politice cu orientare total diferită, că nu contează, că e bloc acum cu PSRM, că e PD cu PSRM și așa mai, pentru că oricum sunt poziționeri ca vector de orientare diferit. Cineva pro-europeni, cineva pro-euroasiatici. Este potențial de a crede că o coabitare dintre asemenea forțe cu orientare opusă pot scoate din blocaj politic Republica Moldova? Eu înțeleg perfect interesul nostru jurnalistic pentru a aborda în modul ăsta întrebarea. Vă face job-ul și respect intensitatea și hotărârea cu care promovați aceste întrebări. Totodată, nu-mi rămâne să repet ceea ce v-am spus anterior. Dumneavoastră, ca și meserie, trebuie să veniți cu elemente de provocatoare. Iar eu trebuie să știu să mă țin în cadru, ca mai apoi să nu constat că am încălcat normele legale și nu am fost atent, fiindcă dacă nu o să fiu atent și o să mă las pradă acestor provocări, atunci o să am întrebări la propriile mele capacități intelectuale și de analiză. Bine, noi nu am cerut, deci, ideea era la o parte tehnică, dar probabil... Toată lumea înțelege foarte bine despre ce ne vorbim. Deci, în cazul dat, eu chiar categoric, venind în Parlament, în speranța când va fi și cât mai rapid acest Parlament funcțional, să intru în discuții, în dialog, în colaborare și nu doar în plen, în comisiile parlamentare, că e mult de treabă acolo de făcut pe marginea raportelor noastre, la aceste subiecte. Dar nu la subiecte, că o să stea un șir de deputați și o să-mi spună la emisiunea cu Leviu ați mers peste prevederile legii cutare și nu v-ați manifestat în tocmai apolitic și ați dat dovadă de anumite simpatii fie și deghizate și anumite mesaje. Liviu, cu tot respectul, evităm aceste lucruri, fiindcă, credeți-mă, am o sumă de prioritate și planuri și acțiuni de făcut acolo pentru a intra în niște discuții sterile, care nu au nimic cu activitatea instituției pe care chiar vreau să o promovez și să contribui împreună cu colegii la dezvoltarea ei. Domnul președinte, cu tot respectul și eu mă expun la final de emisiune că o să revenim cu solicitări. N-a fi prezent în platoul emisiunii noastre important, unde chiar din scoarță în scoarță să și dezvoltăm, discutăm acele planuri propuse a fi realizate de către dumneavoastră prin structura pe care și o conduceți, Curtea de Conturi. Până atunci a primit toată energia bună, multă forță în realizarea tuturor obiectivelor și scopurilor propuse, la mai mult și la mai mare, pe curând. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pe curând. Stimați telespectatori, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. O seară bună în continuare, toate bune, pe curând.